Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Vă salutăm cu foarte mult drag și cu speranța că vom fi împreună cât mai mulți astă seară în jurul unei teme importante, unei teme actuale, pe care am privilegiul să o abordez cu câțiva invitați foarte rafinați, reprezentanți distinși ai laicatului ortodox din România. Ne regăsim aici, în frumoasa sală a Palatului Patriarhiei, Europa Cristiana, de unde vă propunem să urmăriți, alături de noi, o dezbatere în marginea unei teme care ne vizitează zilnic de aproape 9 luni de zile. Dincolo de pandemie, un cuvânt necunoscut aproape înainte de declanșarea ei, dar devenit, iată, un cuvânt leitmotiv al tuturor discursurilor publice astăzi, dincolo de ea, de această încercare medicală, o încercare a sistemului medical, o încercare a multor structuri publice din societățile europene, dincolo de asta, cred că se deschide o zonă a posibilei descifrări în cheie spirituală și morală a unei crize, a unei crize de asemenea anvergură și de asemenea amplitudine. Alături de invitații mei o să încercăm să înțelegem și să explicăm ce s-a întâmplat și se întâmplă cu noi într-o perioadă de criză, cum se raportează instituțiile majore ale României la această criză, dar și mai important, cum ne raportăm fiecare dintre noi în calitate de persoane care compunem un organism comunitar. Ne e bine sau ne e rău împreună într-o asemenea situație. Așadar, dincolo de toate acestea, vom urmări inclusiv implicarea bisericii, a cultelor religioase în această problematică, cum a fost prezentă biserica, cum este, cum poate fi, ce este de ajustat în raportarea fiecăruia dintre noi, din perspectiva omului creștin, la o criză care zdruncină vieți personale, vieți comunitare și care ridică probleme firește grave. Vom încerca să descifrăm însă totul, repet, în cheia creștină, care nu e o cheie a deznădejdii, a resemnării, ci o cheie a speranței realiste. Și pledoaria noastră este aceasta, să încercăm să rămânem realiști, pledăm pentru luciditate, pentru discernământ, pentru că altfel, toți fiind în aceeași barcă, riscăm să eșuăm. Alături de mine, și le mulțumesc din suflet, sunt, în ordinea pe care o să o urmez acum, domnul Teodor Baconschi, un nume care nu mai are nevoie de nicio prezentare. Vă mulțumesc mult, domnule Baconschi, pentru prezență. De asemenea, ne-a făcut onoarea și a făcut efortul să vină tocmai de la Iași domnul profesor Nicu Gavriluță. Bun venit, domnule profesor! Mulțumesc frumos, bună seara! De asemenea, alături de noi, un foarte cunoscut reprezentant și foarte implicat reprezentant al laicatului ortodox, un om care iubește cartea creștină, care a făcut servicii imense publicațiilor creștine din România, un om al cărui cuvânt atârnă greu atunci când îl scrie sau îl rostește, mai ales în spațiu virtual în ultimul timp, domnul Răzvan Bucuroiu, distins jurnalist, creștin și, desigur, oaspete mereu binevenit. Bine ați venit! Mulțumesc! Vă invit pe toți să luați microfonul și să începem prin a reflecta. Domnule Baconschi, ați vorbit, ați scris ceva esențial despre buna educație. Aș vrea să ne întrebăm și eventual să și răspundem, bineînțeles dumneavoastră în primul rând, ce anume a relevat până acum, în aceste 9 luni, o asemenea criză. Au apărut lucruri la care nu ne gândeam, în reacțiile noastre, în modul de comunicare, lucruri care ne-au înfățișat cumva altfel decât ne știam noi înșine, ne știau alții, pentru că natura crizei cam aceasta este. Ne pune cu spatele la un zid și din acel moment ni se solicită discernământul, ni se solicită gesturi
fapte, cuvinte, care în absența unei bune, sănătoase educații, inclusiv spirituale, riscă să nu-și atingă scopul. Așadar, mă gândesc, de exemplu, la lucruri care au ieșit acum la lumină și care au pus într-o lumină, aș spune, critică, lipsa de investiție în zona învățământului, în zona sănătății publice. Ne confruntăm acum cu crize majore în aceste două sisteme. Iată cât de importantă e buna chivernisire a educației și buna instruire și cred că impasurile prin care trecem, disfuncțiile cu care se confruntă societatea noastră, au toate legătură cu această bună educație despre care dumneavoastră ați scris recent. Sigur că suntem atât de sănătoși și de bine sau prost educați pe cât am fost până ieri. E o acumulare istorică de un deficit pe care ne străduim cu toții de 3 decenii într-o tot mai mare libertate să le suplinim, să le depășim. Multă vorbărie, multe promisiuni electorale, acțiunea în ciuda faptului că avem o elită care să poată inspecta modelele europene de succes sau cele de peste ocean, acțiunea întârzie e sinuoasă, de multe ori doar retorică. Dar cert este că o criză, în general, e și un bun catalizator, în sensul că pune organismul, în cazul nostru social, comunitar, economic, sub presiune și presiunea aceasta sigur poate să se soldeze cu niște pârâituri alarmante, dar de acolo ies de multe ori soluțiile care să pot aplica într-o cadență mai bună, pentru că, așa cum spuneați, când ești cu spatele la zid, te vezi mai bine ca prin raze X. La un moment dat avem în context pandemic și o radiografie mai fidelă a societății românești, cât e de solidară când vine vorba să fie solidară, cât reușește să depășească spiritul acesta de animozitate și de iritare permanentă pe care se pare că l-am moștenit cumva din nerezolvatele traumatisme ale regimului comunist. Și care acum e în plină ebuliție, da, fiind situația. Da, în același timp nu cred că are sens să facem un inventar cantitativ al efectelor bune și rele provocate de această situație anormală, temporară și semnificativă ca oglindă psihosocială. Suntem toți zi de zi puși în situația de a ne vedea pe noi înșine, de a vedea reacția celorlalți, de a constata cât de, cu un termen odios de des utilizat, rezilienți suntem. Da. Și până la urmă cred că ieșirea din criză se va face cu un plus de înțelepciune, cu un plus de aport instituțional la problemele de sistem ale societății. Așa cum spuneați, vedem și noi dacă 800.000 de copii într-adevăr nu au internet, în ce măsură le poți propune școala online. Dacă sistemul medical din România nu e echipat decât cu un număr de departe insuficient de paturi în secțiile de terapie intensivă, iarăși e foarte greu să nu te gândești ca guvern de azi, de mâine al României că aceste lacune sau probleme trebuie abordate, pentru că acum s-a vorbit despre acest virus necunoscut, izbucnit în natură și răspândit global, dar ce o să facem dacă o poveste de tipul ăsta se reproduce la fiecare 5 ani? Prin urmare, putem ieși mai înțelepți, mai solidari, cu niște concluzii, nu neapărat entuziaste despre caracterul nostru colectiv, dar și mai pregătiți pe viitor, pentru că lucrurile de acest soi, chiar dacă mobilitatea globală se va reduce, pot să se reproducă și să capete un caracter ciclic. Deci, paza bună, chiar că va trece o primejderea de data asta în serial și trebuie să avem, într-adevăr, o doză de rezistență morală, nervoasă,
până la urmă psihologică, suficient de bine pusă la punct ca să supraviețuim. E foarte grav ce spun, dar cred că tema supraviețuirii e mai apropiată de ochii noștri ca oricând. Întrebarea mea referitoare la educație mi s-a părut justificată din perspectiva detectării în această situație de criză a foarte multor cazuri de impostură, deci de neputință, inclusiv instituțională. Impostura întotdeauna are legătură cu absența bunei educații, nu cu prezența ei. Deci iată, aș spune că e o lecție dată de această criză nouă tuturor, că în funcțiile care presupun chivernisirea binelui public și ocrotirea unui popor, e bine să ajungă oameni cu o foarte solidă și bună educație. Altfel, ne întrebăm acum deja retoric de ce, dacă n-ai nici electricitate, nu te poți uita la teleșcoală. Și așa mai departe. Sunt situații care au ieșit la lumină și care cred că denunță niște carențe care ar fi trebuit probabil umplute în acești 30 de ani. Am mai vorbit adesea despre asta. Domnule Gavriluță, dumneavoastră a scris în această perioadă un text care a inclus inclusiv un joc de cuvinte, pandemie, pandemonie. Cred că în calitate de sociolog ați putut vedea, dincolo de cortina de fum a multor lucruri, a știrilor în general, niște modificări la nivel mai profund în organismul comunitar, cum am început să-l numim, apropo de societatea noastră în care trăim. Această virulență a reacțiilor, această isterie, această, aș spune, lipsă de bună cumpănire, mai degrabă agresivitate care s-a răsfrânt în spațiul public, toate aceste lucruri au, evident, o rădăcină. Dar asta aș spune că e o lecție tot neagră pe care ne-o dă pandemia, anume că nu suntem suficient de pregătiți din punct de vedere spiritual, în primul rând. Aici este plusul spre care cred că indica și domnul Baconschi și o să vorbim despre asta, ce ne trebuie ca să reacționăm normal, ce ne lipsește și ne provoacă anumite reacții uneori pandemonice, cum le-ați numit. Da, le-am numit așa, inspirat fiind chiar de titlul unui volum colectiv care a apărut la Iași și a fost primul din țară consacrat pandemiei, ca să spunem așa, o abordare interdisciplinară a colegilor mei din Iași și din țară. A apărut la editura Setcom Libris și Alina Huncai chiar a numit pandemon COVID-19. Eu am preluat în textul meu și am încercat să văd cum răspunde, în primul rând, homo religiosus acestei provocări. Iar teza pe care am argumentat-o acolo, eu spun că nu este nici de un optimism orb, nici de un pesimism total, fără scăpare, fără limite, ci pur și simplu este o viziune realistă. Domnule Vasile Bănescu, stimați invitați, teza de acolo pe care am argumentat-o este următoarea. COVID-19 a scos din natura noastră umană ce este mai bun sau ce este mai rău. Ne-a surprins cu certitudine, pe unii ne-a surprins total nepregătiți, pe alții cred că ne-a surprins pregătiți din punct de vedere spiritual. Vorbesc aici de forța lăuntrică a credinței. Eu am fost extrem de sensibil la datele acestea simbolice ale bolii. Știm cu toții că orice boală are o componentă spirituală incontestabilă sau are o cauză spirituală care somatizată poate să se manifeste într-un fel sau altul. Prin urmare, am văzut în spațiul public românesc și în, dacă vreți, în apropierea mea, printre cei cunoscuți, printre colegi, printre studenți, printre membrii familiei, am văzut reacții care arată că în ultimă instanță noi avem anumite patologii, în sensul că n-am reușit să interiorizăm valorile creștine esențiale. Probabil trăim într-un formalism religios din moment ce n-avem o valoare cum este cea a încrederii, n-avem interiorizată valoarea responsabilității față de cei foarte apropiați, n-avem interiorizată, să spunem, valoarea terapeutică a credinței. Dacă crezi cu adevărat în Dumnezeu,
poți să treci peste o încercare de genul acesta, indiferent cât poți de... Poți să treci mai ușor. Treci mai ușor, sigur că da, iar mulți dintre cei care nu au reușit să treacă, din nefericire, nu au trecut pentru că n-au avut forța lăuntrică și credința în Dumnezeu vie în ei. Există o povestire în mentalul social actual care este, din punctul meu de vedere, foarte sugestivă pentru ceea ce se întâmplă. E vorba de o povestire care aduce în atenție figura unui negustor de cămile care mergea la Meca. În călătoriile sale întâlnește pe drum nici mai mult, nici mai puțin decât pe moarte. Și cei doi discută cu o familiaritate stranie, întrebându-se ce și cum. Ce mai faci, moarte? Bine, mulțumesc, uite, merg la Meca să iau 1000 de suflete. Tu? Păi eu cu treburile mele, cu cămilele. Se reîntâlnesc cei doi după 3 săptămâni și negustorul o atenționează că a fost mințit. Păi cum poți să-mi spui așa ceva? Ai spus că vrei să iei 1000 de suflete și au murit 10.000 de oameni. Și moartea răspunde cu un calm dezarmant. Păi am luat 1000 de suflete, celelalte 9.000 au murit de frică. Așadar, o formă patologică existentă în viața noastră este cu certitudine frica. Frica de îmbolnăvire, frica de moarte, frica de a nu se îmbolnăvi cineva din familie, dintre prieteni, dintre apropiați, dintre cunoscuți. Până la un punct este normală, pentru că această frică se consumă într-un registru cotidian, este motivată de ceva, până la urmă, straniu, necunoscut, acel virus COVID-19, însă, spun eu, dacă frica aceasta ar putea trece în ipostaze rafinate, subtile, care antrenează și credința și spiritul, atunci ar fi ceva realmente salvator. Cu alte cuvinte, cei care avem și o formă de frică de propria noastră conștiință și suntem responsabili față de ceilalți, respectăm regulile medicale și cele recomandate acum, și mai mult decât atât, cei care avem frică în Dumnezeu sau frică de Dumnezeu, cum doriți să-i spunem, cu interpretările teologice de rigoare, atunci cred că putem privi perioada respectivă, aceasta a pandemiei, ca o formă de încercare, ca o probă a labirintului, cum îi spunea Mircea Eliade, un fragment, inevitabil până la urmă, din scenariul acela descensus ad inferos, coborâre în infern, evident simbolică, și apoi renaștere. Cu alte cuvinte, viața ne pune în față și provocări de genul acesta, cum bine spunea domnul Teodor Baconski, trebuie să fim pregătiți, este cu putință ca peste un timp să se repete o situație de genul acesta, să apară alt virus. Istoria, din nefericire, ne oferă argumente, însă mai știu ceva, că ceea ce are început are și sfârșit. Important este cum trecem, cum ne asumăm aceste ipostaze negative, aceste versiuni ale lumii pe dos pe care le-am găsit și în lumea politică, și administrativă, și medicală, și în învățământ. Este o lecție pentru noi toți și eu cred că, până la urmă, răspunsul profesionist dublat de o atitudine religioasă, de credință autentică, vie și puternică, pot fi soluția. Ați ales un bun exemplu de descifrare în cheie spirituală, culturală chiar, a ceea ce traversăm acum. Într-adevăr, frica constituie oricum un factor agravant în orice situație ne-am afla. Apropo de frică, domnule Bucuroiu, această frică ne este injectată în doze mari, aș spune, zilnic, și vă întreb pe dumneavoastră, pentru că sunteți un om de presă, un om care cunoașteți bine măruntaiele acestui organism care s-a dezvoltat enorm și în România, o erupție de știri anxiogene, jurnale în care realmente, dacă plonjezi până la capăt, n-ai cum să nu fii marcat. Toți înțelegem că televiziunile au un mic Dumnezeu al lor numit rating și că ratingul nu-l face știrea plată, știrea bună, știrea cenușie. Dar cred că dincolo de asta, această erupție poate fi totuși demobilizantă și ar trebui mai bine temperată, întrucât asistând la nesfârșite informații exclusiv negative, ajungem să le interiorizăm cumva, ajungem să fim afectați în modul nostru de percepție a realității,
care, cum spune românul, probabil nu e chiar atât de neagră, sau în orice caz ne face bine să credem că e mai puțin neagră decât este, purtându-ne de grijă, cum spune și domnul profesor. Așadar, cum percepeți această implicare a presei într-o zonă care nu îi aparține numai ei, totuși? Da, înțeleg foarte bine ce spuneți. Răspunsul o să vi-l dau, dacă îmi permiteți, cu un mic ocol. Zilele acestea am răsfoit o istorie a artei moderne, o carte foarte serioasă, apărută la rus, tradusă și în România. Acolo erau toți mari artiști, mari moderni. Dali, Picasso, Kandinsky, Chagall, Matisse, în fine. Toată pleada de mari creatori. Și mă uitam cu atenție la operele lor. Deja este prima oară când le privesc într-o altă cheie, dacă îmi permiteți, de unde acești oameni au avut o intuiție și o intenție pe alocuri genială de a descrie un tip de realitate pe care ei o vedeau, o simțeau, o amușinau, dacă doriți, dar care era destul de codificată pentru contemporanii lor, în sensul că acele pânze multe sunt greu de privit, sau poate că erau atunci foarte greu de privit. O tectonică a culorilor, niște personaje de multe ori grotești, monstruoase, totul exagerat, ușe foarte groase. Acum, privind aceste opere ale lor, aceste opere ale celor moderni, văd că se pliază perfect pe realitate. Au fost niște vizionari și au descris exact cum au putut ei, cu intuiția lor și cu armele lor artistice, au descris exact, poate nu atunci, dar în mod sigur acum, lumea în care trăim. O realitate contorsionată. Da, exact. E vorba însă chinuită, de o artă cu spirit. Frământată. Da. Practic, acești oameni au fost atinși cumva de acest duh al geniului și au avut o intuiție formidabilă. De asta spun că ne regăsim practic într-un fel de bestiar, într-un soi de lume deformată, dacă doriți, pentru că, într-adevăr, așa cum a spus, sunt foarte multe forțe care, în loc să informeze, deformează practic cu bună știință realitatea. Ratingul se face, într-adevăr, prin această cascadă de vești proaste, de știri dramatice, în care se întâmplă lucruri apocaliptice, dar totuși, infuzând de 30 de ani în opinia publică, în mentalul colectiv, acest tip de informație, care face rating, în mod sigur, așa cum s-a arătat, practic schimb ceva în acest mental colectiv. Și atunci, cei care privesc, cei care asimilează aceste informații, aceste știri, devin captivi într-un univers care nu este întotdeauna și cel real. În clipa în care, bună oară, ai curajul și părăsești, desprins de infernul știrilor de la ora 5 sau de la ora 8 seara, când este prime time și când se anunță practic toate cronicile negre, și dacă ai curajul să deschizi geamul sau pur și simplu să te plimbi relaxat pe stradă, vezi că te afli într-o altă realitate. România este o țară foarte plăcută, o țară foarte posibilă, cu o singură condiție. Evită cât mai mult știrile. Da, are legătură tot ce spuneți cu o anecdotă care a circulat recent, lansată de cineva care a spus că s-a protejat de COVID sau chiar s-a vindecat renunțând la televizor. Dincolo de asta, este exact cum spuneți, realitatea pură, cu majusculă, nu coincide cu realitatea fabricată, mă rog, în redacțiile care culeg cu necesitate în viziunea lor aceste știri negative. Dacă în general. Dacă îmi permiteți totuși o ușoară corecție. Tot nu face muzica. Depinde exact ce spui, cum spui, cât spui și, cum spui. Și mai ales este ce alternative exact. Oferi. Exact. Măcar aproximativ le spui oamenilor și ce ar trebui să facă dincolo de deja banalizatele reguli pe care toți le-am internalizat. Nu mai este nimeni care să nu le respecte probabil astăzi. Vă propun în al doilea registru al discuției noastre să ne oprim asupra unei sintagme care a apărut în această perioadă, noua normalitate. E ceva care mie mi-a sunat bizar de la început, pentru că era și o invitație să ne obișnuim cu noua normalitate. Atașarea normalității de o situație prin natura ei nefirească, dramatică, tragică uneori, mi se pare mai mult decât forțată.
stimate domnule Baconschi, aș vrea să aflu care este viziunea dumneavoastră asupra acestei lumi care se naște cumva sub ochii noștri acum și care este numită, în viziunea mea totalmente forțat, noua normalitate. E un semn de smerenie și de respect față de pronia divină, acela de a refuza să susții că știi din ce-i făcut viitorul. Sunt însă oameni care pretind că știu din ce-i făcut viitorul și ne oferă un rezumat anticipativ, declarând vechea normalitate anacronică. Depășită. Și de acum sigur că vine noua normalitate. În primul rând că normal consideră cam fiecare altceva că este în stilul lui de viață. Mie mi se pare normal să citesc zilnic o carte bună. Sunt mulți alți semeni, contemporani, compatrioți, care au alte opțiuni și consideră normal că trebuie să adauge cele de-a cincea bere o a șasea. Deci nu asta e chestiunea normalității, e bineînțeles chestiunea consensului pe microgrupuri sociale și pe în subunități din astea sociologice. Nu putem să impunem întregii planete noua normalitate. Pe de altă parte, nici nu cred că niște vechi reflexe de zoon politic, suntem ființe sociale, suntem ființe care avem nevoie de celălalt, care de căldura interumană, de dialog, de privirea față în față, de confruntare uneori. Cu cine să abolească asta? Cum? Nu cred că se poate șterge cu buretele istoria lui Homo sapiens și rescrie din pix, așa, peste noapte. Totul va fi virtual, totul va fi online, totul va fi pe baza unei carantine cu mici intermitențe care se eternizează și ne va ține pe toți ca într-un balamuc labirintic în propriile cuști. Pentru că atunci spațiu intim, spațiu domestic devine o cușcă, o formă de prizoniera perpetu. Cuști aseptice. În numele sănătății publice sunt multe minți înfierbântate de utopie care se apucă să prevadă că de acum înainte a fi la pușcărie va fi un privilegiu egal distribuit. Toată lumea va fi la pușcărie și va fi în același timp fericită să fie acolo. Îngroș un pic și argent, dar vreau să spun că noi nu trebuie să ne batem pentru o nouă normalitate, pentru că atunci ultimele stocuri de sănătate mentală vor fi distruse. O să fim incapabili să susținem o societate viabilă dacă nu reușim să recucerim ceea ce e normal pentru om, și anume o viață socială, o viață comunitară, o viață în care libertatea de expresie, de gândire, de acțiune, de mișcare e împărtășită, nu? Și ține la oaltă pe toți la oaltă. Sunt foarte sceptic față de profețiile globale. Lumea e, din fericire și pentru că așa vrea Dumnezeu, atât de diversă pe cât sunt indivizii ei componenți. Rasa umană e făcută din unicate și aceste unicate au niște coduri de conviețuire și supraviețuire care sunt verificate în istorie, nu pot fi transformate peste noapte. Mai cu seamă că asta e o criză soft, nu e o criză comparabilă cu maleficiile pe care demonul le-a inspirat oamenilor atunci când au produs Holocaustul sau 100 de milioane de victime ale regimului comunist sau atâtea și atâtea orori făcute de mâna omului, gândite de el, nevăzute în consecințele lor tragice. Asta e o criză care ne-a permis o viață semi-normală în așteptarea normalității depline și care cred eu că nu trebuie transformată în pivot al unei utopii implementate în numele, cum spuneam, sănătății publice. Exact așa cum spuneți și cred că suntem în asentiment comun, substanța normalității o constituie relaționarea, dialogarea, contactul direct, personal, între oameni. Această normalitate nu trebuie niciodată cedată, dar
există, iată, încercări ridicole de lansare în spațiul public a unor invitații precum aceasta, obișnuiți-vă cu noua normalitate, ca și cum n-ar trebui să o mai abandonăm niciodată această stare în care ne aflăm acum. Dincolo de asta, au apărut, păstrând și rămânând în cheia cât se poate de sobră a discuției, a apărut o modă, o modă a măștilor de firmă, oameni care au făcut din ea un accesoriu de care s-au atașat foarte mult, uitând ceva esențial, că trebuie să recucerim cât mai repede posibil și că sensul tuturor eforturilor publice acesta este să ne întoarcem la ceea ce am pierdut temporar. Așadar, și dumneavoastră, ca sociolog, domnule Gavriluță, probabil că ați apucat să vorbiți cu studenții în această perioadă, nu știu care este raportarea lor, a celor tineri, la ceea ce se întâmplă acum. Presupun că ei o traversează mai senini decât cei din alte generații, dar sper că nu au îmbrățișat, fără să-i mai dea drumul, noua normalitate. Vă spun cu certitudine, pentru că discut săptămânal cu ei, am cursuri, am seminarii, am dialoguri după ore și mă întreabă dacă am noutăți cu privire la reîntoarcerea în facultate. Doresc să participe la cursuri, la seminarii, să se întâlnească cu noi și cred eu că, într-un fel anume, s-au adaptat mai bine decât unii dintre noi. Mă gândesc la anumite aturi ale tinereții. Însă, eu cred că indiferent de vârstă, totuși, de condiție socială, te adaptezi acestei situații de criză, nu de nouă normalitate, dacă ai anumite valori interiorizate. Pe lângă cele menționate, eu aș spune, pe lângă disciplină, rigoare, ar fi și arta de a valorifica singurătatea. Ne-am trezit într-un fel sau altul mai singur decât eram înainte. Dincolo de faptul că e și o probă de verificare a unei autentice, veritabile prietenii, vezi cine te mai sună, cine nu, singurătatea este o probă a vieții tale spirituale. Dacă în singurătate ai ce să faci, să citești, să te rogi, să asculți muzică, să dialoghezi cu cei din familie, să-ți cunoști mai bine copilul, înseamnă că ai o viață autentică și poți trece mai ușor. În niciun caz, ceea ce dumneavoastră numiți a fi noua normalitate, nu va fi asumată ca atare, pentru că toată lumea, inclusiv liderii politici aflați acum, politicienii de fapt în campanie electorală, consideră această situație ca fiind una tranzitorie. Nu ne-o putem asuma. Eu mă gândeam la un alt chip al noii normalități de care vorbeați dumneavoastră. Știu că vă pasionează din punct de vedere spiritual. E vorba de chipul pe care îl configurează întrucâtva noile ideologii normalității noastre. E un alt subiect de discuție, însă noua normalitate cu ghilimele de rigoare, eu o văd ca o etapă, ca o probă, ca o încercare, care la un moment dat se va încheia. Din câte știm din istorie, nu? Gripa spaniolă 1918 a durat aproximativ 2 ani de zile. Cred că este, istoric vorbind, o lecție. Ne putem raporta la ea. Mi-aș dori să se încheie mai repede, să aflăm că avem într-adevăr un vaccin testat în mod corect până la capăt, care să se dovedească a fi eficient. N-ar fi venit vorba despre această sintagmă, pe care evident noi o denunțăm, nu o acceptăm, dacă nu am ști că există și profitori ideologici în asemenea contexte apar. Domnule Răzvan Bucuroiu, sunteți un foarte bun cunoscător al tematicii, problematicii actuale revărsate în zona virtualului, pentru că sunteți o prezență foarte fertilă și acolo, nu doar în lumea reală, și ca și mine, cred că aș citi câte ceva despre intenția unei așa zise mari resetări. S-a lansat o asemenea sintagmă oficial, din câte știu, la o întrunire, la o întâlnire internațională și n-am apucat să întreb până acum, dar am putea să ne întrebăm ce anume ar compune această nouă normalitate și dacă se dorește
poate fructificarea, nu știu dacă într-un sens favorabil tuturor sau favorabil doar unora, fructificarea acestei crize, la ce credeți că se referă această resetare? La o imposibilitate de a ne mai întoarce să lucrăm normal, să trăim cum trăiam înainte? E o oarecare neînțelegere cumva legată de această sintagmă. Dacă știți mai multe, m-aș bucura să ne lămuriți. Da, nu sunt, pe de-o parte, nici un cunoscător al acestor texte care circulă într-adevăr pe internet, nu sunt nici un adept al teoriei conspirației. Ce s-a discutat la Davos sau în alte părți, n-am eu exact cheia de lectură potrivită și nu m-aș hazarda înainta pântuitul pe care realmente nu-l stăpânești, nu știu cine l-ar stăpâni. Se pot face speculații, bineînțeles, dar nu cred că acesta este scopul. Eu mă gândesc mai degrabă, dacă îmi permiteți, tot în cheie creștină, duhovnicească, metafizică, finalmente. E vorba despre omul nou. Aici e vorba despre omul nou, despre acest nou cetățean planetar care trebuie să aibă niște date, o morfologie, niște parametri puțin schimbați, ușor modificați față de ceea ce am trăit noi până acum și ceea ce reprezentăm chiar noi, cei care vorbim acum. Adaptare. Adaptare și puțin mai mult decât atât. E vorba despre programe, despre programele după care se ghidează ființa umană și noi am fost în niște programe, am fost crescuți în niște programe, niște cadre. Mă refer aici, primul, la cele educaționale și culturale, cele de familie, în fine, un întreg ambient, un întreg ambalaj social, metafizic, spuneți-i cum vreți. Acum se schimbă ușor, ușor aceste cadre. Eu asta sesizez. Poate că sunt în eroare, poate că domnii mă vor contrazice, dar eu asta văd. Se schimbă ușor aceste cadre și acest format de om. Practic apare un om nou. Acest om nou au încercat să-l realizeze, să-l șurubărească pe vremuri comuniștii. Ba chiar Ceaușescu se lăuda că într-adevăr a atins această performanță, acest omuleț nou care face tot felul de lucruri așa mecanic aproape, dar sigur plin de performanță. Acest om nou, domnule Bănescu, există cu adevărat. Începem să-l seizăm printre noi, începem să-l vedem, apare practic la tot pasul. Încă o dată, nu m-aș hazarda acum să îi fac un profil, pentru că totuși trebuie să mai studiem puțin această apariție nouă printre noi, dar pot să spun doar că e o diferență totuși fundamentală între ceea ce a trăit generația noastră, în primul rând ca experiență și matrice culturale și spirituale, și ceea ce se întâmplă acum. E o diferență foarte mare, iar cei de acum care cresc în acest ambient, în această ambianță, în primul rând a noilor tehnologii, pentru că despre asta e vorba, asta este marea schimbare, cred că pot fi programați altfel decât am fost noi programați. E foarte interesant ce spuneți, cred că și domnul Baconschi vrea să adauge ceva. Da, foarte scurt, aș vrea să fac o distinție. Mi se pare legitim ca din perspectivă creștină să spui că singura noutate e întruparea. Acela e omul nou cu care le noiește pe toate. Dar nu trebuie să ne fabricăm un obiect de aversiune numit omul nou, nu există decât prin teoretic. Un construct ideologic. Un construct, să zicem. Până la urmă, sunt oameni care sunt nativi digitali, copiii noștri, noile generații care, ca să zic așa, n-au nicio vină că s-au născut în acest decor disruptiv, solicitant, care le-a făcut, le-a complicat viața, ușurându-le viața pe alte planuri, dar noi trebuie să nu trebuie să ideologizăm, cred, chiar și cu titlul defensiv, apărăm biserica, nu? Apărăm demnitatea bisericii, a creștinismului, vechimea lui, nu există ceva mai bun ca stabilizator social, nu există ceva mai profund istoric, nu există nicio arie în care spiritul uman n-a dat mai multe roade. Astea sunt lucruri pe care le putem repeta și argumenta cu oricâte detalii atunci când apărăm biserica, deci facem o apologetică. Însă nu cred că trebuie să ne obișnuim cu gândul că printre noi, oamenii mai tradiționaliști, cu o sensibilitate conservatoare, au început să bântuie zombii, oameni noi, ca în serialele alea americane din anii 70, în care, nu știu, un mic semn, așa, ți arăta că e vorba de un extraterestru.
Cred că pastoral trebuie să deschidem mai multe fronturi de dialog ale bisericii cu copiii noștri. Despre ei e vorba. Nu e niciun om nou și nu va putea fi radical înnoit decât tot în spiritul noii creații care începe odată cu noul Adam. Dar trebuie să facem cu toți efortul inclusiv de a traduce limbajul tradiției în această problematică fragmentată, spartă ca o oglindă în mii de bucăți, în care e foarte greu ca cineva să-și mai recunoască propriul chip. Trebuie să vedem de ce se recurge la aceste surogate ideologice, de ce au ele o putere, o anumită putere de seducție, ce trădează ele, ce așteptări par să satisfacă și așa mai departe. Deci e o discuție delicată, necesară, care presupune din partea bisericii o mobilizare a tuturor resurselor sale intelectuale, pastorale, spirituale, sacramentale, pentru ca omul nou să nu devină un fel de ficțiune care se încarnează, proliferează și începe să distrugă țesutul societății noastre. Nu trebuie să facem liste negre, indexuri cu cărți interzise, cu personaje nefrecventabile, pentru că biserica are această misiune de a-și include în iubirea ei părintească dușmanii, fățiși potențial latenți sau cei cu care deja ne-am și obișnuit, care sunt adversarii banali ai bisericii. Cred că e foarte provocatoare agenda asta pentru cler, pentru profesorii de teologie, pentru intelectualitatea mireană. Și trebuie să preluăm asta ca pe o șansă de a deveni mai deștepți în sens spiritual și cultural și tot, deci mai treji, mai luciți, mai capabili să punem un diagnostic. Pentru că, altminte, dacă ne repliem într-o psihologie sectară de cetate asediată, care deplânge neputincios niște transformări mult mai puternice decât ea, partida e pierdută. Adică alterăm și misiunea luptătoare a bisericii pe pământ și totodată adumbrim strălucirea bisericii triumfătoare din cer, Ecclesia Triumphatrix. Deci, și aici moderație, dar și un pic de curaj mai mult la a ieși în larg, precum apostolii, a pescui în ape mai adânci de atât. Pentru că de multe ori avem și noi această rutină, inclusiv în fricile noastre. Cred că toți suntem în asentimentul a ceea ce ați spus. Cred că esențial este într-adevăr ca acest om nou care, mă rog, are reprezentanți, ca să spun așa, ai lui într-un anumit sens, în sensul nu doar detașării, ci orientării agresive față de o lume pe care el a încetat să o mai înțeleagă și care este lumea unor valori permanente, lumea lucrurilor permanente, lumea valorilor non-negociabile din punct de vedere moral. Acest om nou, dacă există, nu trebuie să înceteze, într-adevăr, să fie aproapele nostru. Și cred că aceasta e ideea, biserica trebuie să se deschidă și să iasă în întâmpinarea unor discursuri, iată, recent mai mult decât agresive, profund ofensatoare. S-a consumat recent un episod care ne-a întristat foarte mult, un episod pe care nu l-a provocat biserica, pentru că biserica, aș spune, rare ori provoacă. Aș spune că prea rar, poate că uneori ar trebui să provoace în sensul frumos și biserica, discuții, tematică publică și așa mai departe. Dar se întâmplă, domnule Baconschi, ca unele personaje, pentru că sunt deja personaje publice, să se trezească ocărând pe creștini, să se trezească jignind, ofensând profund și gratuit, persoane pe care nu le cunosc. Asta o fac în mod public
pentru că în privat n-ar fi nicio problemă, toți avem dreptul de a ofensa până la urmă, nu cred că există o interdicție legată de o ofensă pe care o poți aduce cuiva într-o discuție privată. Dar în spațiu public a incendia o asemenea tematică, a vorbi despre biserică în termeni recurent injurioși, a face o obsesie din anumite persoane reprezentative ale creștinismului și ale bisericii. Cred că e un prea mult și a fost un episod în care s-a întâmplat să se nască contrareacții poate mai virulente decât și le-au dorit cei care le-au avut. Dar dincolo de asta, asemenea provocări există, asta vreau să spun, și cred că în acest sens demnitatea creștinilor, ale rudelor noastre, ale prietenilor noștri care n-au acces la un microfon sau la un text publicabil, trebuie apărată. Și în acest sens, asta vreau să mai spun, cred că biserica e provocată să intre într-un tip de război și vreau să discutăm toți patru despre asta, cum procedează biserica sau cum credeți că ar trebui să procedeze optim biserica în fața acestei provocări. Foarte scurt aș răspunde, pentru că am vorbit deja mai mult decât e nevoie. Eu cred că atâta timp cât suntem într-o democrație funcțională, când statul român ca subiect de drept internațional a aderat la o serie de convenții și acorduri care privesc drepturile omului și libertățile, inclusiv religioase, obligația statului de a proteja toate aceste libertăți, avem și instrumente pur juridice, interne și internaționale, la care biserica trebuie să facă referință, cel puțin, să le citeze, să le difuzeze mai des, pentru că poate că în ignoranța destul de răspândită în care trăim și în atmosfera de dezinformare cu care ne-am obișnuit, foarte mulți oameni cred că, într-adevăr, e dreptul lor să spună orice, oricând, cu oricâtă vehemență despre instituții întregi, despre comunități cu milioane de oameni pe care pun etichete infamante, pe care le insultă, pentru că e democrație, e libertatea de expresie. Deci aici, apropo de noua agendă sau o agendă extinsă a ortodoxiei românești în speță, trebuie să includem și o cultură juridică apropo de acest cadru legal în care tot ce ține de buna cuvință a conviețuirii democratice, indiferent de opțiunea filozofică, ideologică, politică sau religioasă a fiecăruia, trebuie să fie mai clar explicat, inclusiv creștinilor. Pentru că, de multe ori, nu putem să... Biserica a trecut prin nenumărate episoade de maximă turbulență, de persecuție fățișă, și-a scuțit și armele polemicii cu diverse heterodoxii, a avut mari apologeți capabili să persifleze, să ironizeze, să fie la limită sarcastic. Între Tertulian și Ieronim găsești sute de pagini de polemică argheziană, ca să zic așa. Chestiunea este însă că noi trebuie, adică nu putem să răspundem tuturor, că ne pierdem vremea, ne destabilizăm sufletește și poate îi smintim și pe alții. Cred că cel mai important este să le aducem aminte celor care se pretează la genul ăsta de atac, nedrept, neîntemeiat, suburban, violent, să le aducem aminte că încalcă drepturi pe care statul român s-a angajat să le respecte. E o pistă. Este o pistă pe care o putem prelungi într-o altă pistă, aceea care ne conduce spre acumularea unei culturi de ordin, inclusiv politic, pe care oamenii bisericii ar trebui să o aibă, când e vorba, de exemplu, despre apărarea libertății religioase. Un concept nu foarte bine cunoscut și înțeles, dar de care, iată, avem nevoie astăzi și o să vorbim pe parcursul discuției noastre și despre asta. Domnule Gavriluță?
Păi în legătură cu exemplu pe care l-ați adus dumneavoastră în discuție, foarte inspirat, pentru că este dintr-un anume punct de vedere emblematic pentru o parte a mentalității sociale românești, aș vrea înainte de toate să spun că polemica, confruntarea de idei, toate acestea sunt normale și firești, cu o condiție majoră, domnilor, spun eu. Totul să se desfășoare într-un limbaj civilizat, demn de cel care aduce o idee în atenție. Avem în literatură, avem în cultură, avem în literatura, eu știu, ultimelor două secole, așa cum arăta recent domnul Ioan Aurel Pop, polemici între scriitori. Avem adversități personale, avem oameni cu mândrie multă, cu umor, cu frustrări, cu orgoliu și cu toate acestea, ei au reușit, uneori exemplar, alteori nu, dar de cele mai multe ori exemplar, să poarte un dialog polemic în limitele dialogului civilizat. Aspectul acesta mi se pare esențial. Dacă nu se întâmplă așa, atunci sunt probleme, dispun eu, din altă natură. Te gândești probabil că un limbaj frust, grosolan, jignitor, face mai mult rating și atrage atenția, e cu putință, dar cel care pleacă urechea la un asemenea limbaj înseamnă că are mult de lucrat cu mintea și cu sufletul lui. Ce vreau să spun? Într-unul dintre textele care au circulat în spațiul public românesc se aducea în atenție exemplul religiei vechilor egipteni. Și era redusă religia vechilor egipteni, cel puțin în acel text, la un fel de strategie a unor manipulatori. Cu alte cuvinte, preoții respectivi puteau calcula eclipsele și manipulau lumea în așa fel încât să-și reactualizeze, să-și reînnoiască credința față de faraon. Ei, o asemenea schemă, după părerea mea, reduce și simplifică foarte mult fenomenul religios, indiferent că este vorba de Egiptul antic, de creștinism, de iudaism, de alte treburi. Prin urmare, soluția este, spun eu ca profesor și intelectual, ca studenții noștri, tinerii, realmente să poată învăța în liceu și în facultate noțiunile elementare de știința religiilor. Eu spun știința religiilor. Ce înseamnă? Înseamnă teologie, istoria religiilor, antropologia religiilor, sociologia religiilor, psihologia religiilor. Cred că primii care sunt chemați să învețe aceste noțiuni sunt jurnaliștii. De ce? Pentru că se întâmplă în viața noastră provocări de genul acesta. Vorbim acum de o reacție adversă, frustă, elementară la adresa Bisericii Ortodoxe Române, dar putem discuta despre terorism, despre atentate, despre mentalitate musulmană, despre provocările alterității în Europa. Temele acestea sunt strigente. Uitați-vă dumneavoastră în planurile de învățământ ale universităților din România, la jurnalist, de exemplu, și vedeți, au curs de istoria religiilor, de istoria culturii, a civilizației să învețe? Eu cred că nu au. Aceasta ar fi o soluție. Dintr-un alt punct de vedere, sigur că sunt acolo întrebări poate formulate retoric, dar răspunsurile se cer date. De exemplu, una dintre întrebări, mă rog, nu are importanță chiar a retorică sau nu, este următoarea. Unde a spus Iisus că trebuie să ne închinăm la moaște? Și se întreabă multă lume, oare chiar a spus așa? Dacă nu a spus nimic Iisus despre închinatul la moaște, înseamnă că trebuie să trecem la index, la, eu știu, spațiu prohibit al istoriei, cultul sfinților. Ceea ce ar ilustra, din punctul meu de vedere, o mare greșeală și o ignoranță teribilă. Care este răspunsul? Simplu, dacă am câteva cuvinte la dispoziție. Păi, orice om care citește un curs elementar de istoria religiilor, care are noțiune de bază ale teologiei și ale spiritualității ortodoxe, știe de pildă că biserica este un corpus spiritual și social deopotrivă, că Iisus este capul bisericii, că sfinții și îngerii formează biserica nevăzută, că poporul credincios formează partea vizibilă, că există o unitate între vizibil și invizibil, iar sfinții, prin cultul lor, ilustrează tocmai această simbioză a vizibilului cu ceea ce este puterea nevăzută. Nu poți să reduci creștinismul
și mai ales creștinismul ortodox la ce a spus Iisus. Dintr-un anume punct de vedere știm cu toții că nu tot ce a spus Mântuitorul a fost consemnat de către apostoli, nu apare mai târziu în învățăturile Sfinților Părinți, nu apare în tradiție. Așadar, baza creștinismului ortodox este tradiția, care cuprinde, sigur, Biblia, care cuprinde învățăturile Sfinților Părinți, care cuprinde hotărârile sinoadelor ecumenice. Situația e mai complexă și acestea sunt elemente de bază pe care orice om civilizat trebuie să le cunoască acum în secolul 21. Ei bine, se poate discuta mult, dar eu am luat această provocare prezentă în spațiu public, drept, până la urmă, drept un semn de întrebare cu privire la modul în care noi educăm pe tineri. Pentru că, până la urmă, impactul special va fi asupra tinerilor, pentru că unii dintre noi ne-am rodat în viață, avem o profesie, avem habitudinile noastre, poate nu mai suntem atât de sensibili la aceste întrebări, dar tinerii sunt, ori răspunsurile profesioniste, răspunsurile convingătoare vin din școală, fie că e vorba de liceu, fie că este vorba de universitate. Aici văd eu soluția. Mai mult decât atât, și cu asta vreau să închei, dacă nu citim cărțile de istoria religiilor, de antropologie, de psihologia religiilor, scrise de cercetători, de specialiști și de teologie înainte de toate, atunci reducem fenomenul religios la ceea ce este reificat, obiectivat, îl simplificăm, cum a spus un jurnalist, la un sistem de pildă de bielă manivelă. Dacă, eu știu, acționezi așa, ai următorul efect. Dacă mingea atinge fileul, nu trece. Păi în lumea spirituală, în domeniul religios, este ceva mult mai profund. Ceea ce a spus Părintele Patriarh cu privire, că de aici a plecat totul, cu privire la interzicerea cultului Sfinților legat de Sfântul Dimitrie 1989, da, are din punctul meu de vedere mesajul respectiv o încărcătură metafizică și teologică, este o cauzalitate subtilă pe care nu poți proba inginerește, mecanic, evident pentru toată lumea, dar nici nu o poți nega, pentru că viața e mai complexă și misterioasă, există această cauzalitate mai subtilă, care, mă rog, este prezentă și în unele științe noi, cum ar fi fizica cuantică, dar este o altă discuție, apropo de întâlnirea dintre știință și religie. Da, împrietenirea dintre credință și rațiune e o necesitate. Din ce ați spus până acum și domnul Baconschi și domnul profesor Gavriluță, reiese, domnule Bucuroiu, că un dialog autentic și fertil e posibil în măsura în care cei care participă la el au o minimă, comună, minimă pregătire pe domeniile lor și pe domeniile conexe domeniilor lor. Vom trece de acest episod, evident, nu zăbovim asupra lui, dar vreau să vă întreb, pentru că sunteți un laic implicat, un mirean vrednic și vă doare și vă pasă atunci când se întâmplă ceva în biserică și bisericii. Cum credeți că trebuie să se raporteze biserica la această provocare, dincolo de episodul acesta? Este vorba de un tip de război, nu doar războiul cel dintre noi, care este foarte vechi, dar un război alimentat ideologic. E limpede că există o ideologie care detestă cerul, detestă creștinismul. Am văzut exemple concrete, inclusiv în spațiu public, politic românesc, refuzul de a te intersecta, de a atinge Sfânta Scriptură, gesturi ostentative menite să atragă atenția că linia sau o linie politică agreată de unele persoane nu vrea să includă deloc elementul spiritual, nu vrea să includă prin asta cultură creștină, recte istorie națională, dacă e să mergem în adâncime și așa mai departe. Este o provocare. Poate nu se va ajunge chiar la un război, dar realitatea este una care totuși te pune pe gânduri. Cum ar trebui să procedeze oamenii bisericii în fața acestor provocări? Da, război cred că este mult spus. Sunt anumite tensiuni care se manifestă la nivelul descărcării sau încărcării verbale. Asta este evident. Domnule Bănescu, eu cred că e vorba aici despre
o formă de gelozie. O formă de gelozie, este cheia mea de lectură, evident, care se manifestă din partea unor influenceri, din partea unor lideri politici, pentru că totuși biserica trebuie să ține în cont de asta, încă are o influență foarte mare în sânul poporului român. De aceea, această zăgăzuire a influenței bisericii, care se poate face în N-feduri, cred că este o tactică pe care unii o aplică poate inconștient, involuntar. Ar putea fi și aceasta una dintre explicații. În ceea ce mă privește, am urmărit într-adevăr timp de 30 de ani de când fac presă aceste coliziuni, aceste zone de contact, de full contact între anumite persoane care se exprimă în media și realitățile bisericii. În permanență au existat aceste coliziuni și tensiuni, dar în ultima vreme, în mod special după momentul colectiv, atunci a fost un punct de inflexiune în care practic s-au rupt zăgazurile. Și nu s-a mai ținut foarte mult cont de o anumită urbanitate, de un anumit palier al eleganței exprimării și o formă de menajare a celuilalt, cât de cât. Bun, disputăm principii, adevăruri istorice sau metafizice, duhovnicești, dar totuși trebuie să existe un palier al exprimării publice, în mod evident, care să nu coboare sub o anumită ștachetă. Pe de cealaltă parte, să izez un lucru. Biserica, în ultima vreme, a fost un fel de sac de box, în care, practic, cine a vrut și cine nu a vrut, a mai ars cât un pumn. E o formă de lașitate, după părerea mea, pentru că biserica nu poate fi un competitor, așa cum, spre exemplu, se ceartă public doi lideri de opinie, doi influenceri, ca să spun așa, sau doi lideri politici, de la egal la egal, cu același tip de argument, păstrând totuși, mă rog, o oarecare arta pugilatului, deși în ultima vreme este chiar o ambuscadă ca de Maidan, nu mai este nimic elegant în aceste schimburi de replici. Biserica nu poate intra într-un asemenea joc sau nu poate intra de fiecare dată într-un asemenea joc pentru că nu asta este menirea ei. Iar un mod elegant de a se exprima este o instituție a mângâierii, dacă doriți. Ea pune prijință, ea bandajează, ea mângâie. Ea nu poate să vină cu replici tăioase, deși câteodată ar trebui și am și văzut acest exemplu. În mod evident, cei care apără biserica, cred că, și acum formulez un fel de strategie, dacă îmi permiteți, cei care apără biserica ar trebui să fie atenți, focusați, cum se spune acum, nu atât pe ceea ce se spune dinspre zona atee, militantă, ideologică, ci să fie atenți la propria lor ceată, adică să întărească pe creștini mai mult decât a fi fixați pe ceea ce spun ceilalți ca să le dea repede o replică. Așa cred eu că trebuie să lucrăm acum. Trebuie întăriți ai noștri, mângâiați, încurajați ai noștri, creștinii care chiar alcătuiesc eclezia, pleroma bisericii, dacă doriți, și mai puțin acești gazetari, ce sunt ei, influenceri, utilizatori de Facebook, care, într-adevăr, și-au făcut din asta parcă un fel de crez, așa, un fel de meserie de-a doua. Mulțumesc mult! Alături de noi este, prin telefon, un prieten într-o credință și nu numai, adaug, este vorba de distinsul profesor de la Cluj, domnul Adrian Papahagi, o voce majoră nu doar a lumii culturale românești și europene, ci și o voce importantă a laicatului ortodox din România. Vă mulțumesc pentru participare, domnule Papahagi. Bun venit în emisiune! Bună seara, eu vă mulțumesc pentru reînnoita invitație, domnule Bănescu, și m-am bucurat să-l aud și pe prietenul Răzvan Bucuroiu. Deci, calde salutări de la Cluj prin telefon. Din păcate, atâta ne permite COVID-ul și distanța geografică. Nu distanța fizică e cea mai importantă acum, ci apropierea de natură spirituală. Avem nevoie să fim uniți, să fim uniți într-o credință. Vorbeam înainte de intervenția dumneavoastră despre expunerea bisericii în spațiul public, prezența faptului religios firească această prezență a atras și atrage critici total, aș spune, disproporționate. S-a dovedit, cred, la ultimele evenimente, cel puțin organizate aici la București, dar și la Iași, cu excepția unui episod provocat, că oamenii care
care au în viața lor plusul credinței, sunt oameni cu minți, sunt oameni care știu să respecte un cod de comportament, care aleg decența, pentru că totuși credința civilizează în viziunea noastră și acest lucru s-a întâmplat. Cu toate acestea, biserica a atras, din păcate, reacții care, desigur, nu au fost adecvate contextului respectiv. Vorbeam mai devreme de un, așa zis, război ideologic în care biserica este provocată să intre. Cum vedeți dumneavoastră aceste lucruri și ce sfat chiar ne puteți da în legătură cu raportarea noastră la aceste provocări? Vă întreb pe dumneavoastră pentru că sunteți unul dintre cei care se află într-un asemenea război de multe ori și l-ați purtat adesea. Da, războiul vom înțelege în termen spiritual de data aceasta și nu doar în termeni polemici, marțiali, ai lumii, ce să spun, publice. Suntem cu toții într-un război cu noi înșine, cu proprii demoni, cu ispitele, cu lumea și unii oameni convinși de propriile slăbiciuni se apleacă asupra propriei desăvârșiri. Alții, considerând că au încheiat probabil lucrarea asupra lor înșiși, sunt dispuși să dea lecții întregii umanități, să ne pună la punct, să ne considere pe unii primitivi, pe alții medievali, pupători de moaște și așa mai departe. Eu cred că aici e în primă instanță ignoranță și nu mă refer la ignoranță ca la un lucru așa fatalist, domne, e ignorant, săracul, ce să-i faci, ca și cum ar fi un handicap fizic peste care nu se poate trece. Nu, ignoranța este până la urmă un păcat și asupra lui trebuie lucrat ca asupra celorlalte păcate. Și probabil principalul sinonim al ignoranței este lenea. Oameni care nu au înțeles un fenomen, care... Deci sunt oameni care, neavând acces la faptul religios, nu înțeleg de fapt ce se întâmplă acolo. Orice este până la urmă un pelerinaj, ce este? Este o încercare a unor oameni de a se apropia și fizic de Dumnezeu. Oamenii simt nevoia să îmbrățișeze, oamenii simt nevoia să atingă, oamenii simt nevoia să sărute. Așa cum simt nevoia să săruți copiii, părinții, soțul, soția, oamenii simt această nevoie de apropiere și fizică, nu doar spirituală de Dumnezeu. Un pelerinaj asta este o parcurgere a unui spațiu sacru translat, pus într-un spațiu fizic, geografic, un drum de la Cluj la Iași, de la București la Iași. Iată, și prin parcurgerea asta omul se apropie nu doar simbolic, ci și fizic de Dumnezeul pe care îl caută și de care se simte apropiat. Prin ce? Tot printr-un intermediar. Intermediarul acesta este un sfânt. Ce este un sfânt până la urmă? Un sfânt este un strămoș adormit, dar care prin lucrarea vieții sale este mai aproape de Dumnezeu decât noi. Prin nestricăciunea sa ne amintește de viața veșnică pe care ne-o oferă Dumnezeu. Iată, este un semn vizibil al unei năzuințe invizibile. Asta este până la urmă un sfânt transformat în relicvă, în moaște, cum se spune. Deci, cu alte cuvinte, creștinul care se apropie de acele moaște, tot pe Dumnezeu încearcă să se apropie, dar el într-un fel, cum explică Peter Brown foarte bine în splendida lui carte despre cultul sfinților, el într-un fel antropizează acest spațiu, acest cosmos care, pe care trebuie să-l parcurgă pentru a se apropia de Dumnezeu. Așa cum Hristos însuși, prin întruparea sa, a fost Dumnezeu vizibil om în trup de om, așa și Sfântul este o promisiune de Dumnezeire, o formă de viață veșnică într-un trup de om. Și încă în ce trup? Într-un trup smerit, umilit și chiar mort în fața unui om viu. E un simbolism incredibil acolo. Ori lucrurile acestea țin de cea mai intimă natură a spiritualității creștine. Ce mai este cultul sfinților? Este un cult pe care fiecare om îl are în mod spontan și față de proprii părinți. Nu? Mergem și vizităm mormintele celor dragi nouă.
de ce facem lucrul acesta? În cinstindu-le amintirea, dar cinstindu-le și un trup în care sperăm că îi vom reîntâlni la înviere, fiindcă învierea nu este doar o înviere a sufletului, o metempsihoză, ci este o înviere în trup. Deci această natură a corporalității pe care o are creștinismul și care este întărită de întruparea însăși a Mântuitorului și de învierea noastră în trup, iarăși este un fenomen religios care se poate explica și înțelege. De aceea un trup nestricat al unui sfânt este pentru creștini un simbol major, tipul de pietate fiind cea filială care ne apropie și de proprii noștri părinți sau de eroii unei națiuni, nu? E un soi de legătură între cei care au fost, cei care sunt și viitorul lor comun în viața veșnică. Deci iată câte forme extrem de complexe și extrem de raționale, până la urmă, și explicabile pentru cine are o minimă noțiune despre spiritualitate, putem găsi. De asemenea, să mai spunem ceva, primele forme de apropiere ale creștinilor de faptul religios în perioada persecuției romane, coborârea în catacombe, era tot un soi de cult al sfinților, al moașelor. Acele moaște care se aflau în catacombe, mergeți și vizitați catacombele din Roma și veți vedea, sunt cadavrele până la urmă ale celor care fuseseră martirizați pentru credință. Deci, într-un fel, creștinii coborâseră ei înșiși în mormânt. E și o coborâre simbolică în moarte, așa cum și Hristos însuși a coborât în mormânt și a ieșit învingător, nu? Deci e atât de mult simbolism, e atât de multă bogăție de mii de ani a civilizației noastre creștine, a teologiei noastre creștine, catolice sau ortodoxe, în cazul de față. Protestanții sigur au rezervele lor, dar și ei, dacă s-ar apleca mai mult asupra fenomenului, poate ar fi un pic mai îngăduitori. A respinge toate aceste lucruri in corpore, a bagiocori o înclinație naturală a omului de pietate față de sfinți, a bagiocori ceva ce nu înțelegi, mi se pare, în primul rând, un semn de prost gust, o dovadă de prost gust, dincolo de o dovadă de proastă creștere și de nesimțire. Acum, asta ar fi prima explicație, cea a prostiei. Dar mi-e teamă, sau a necunoașterii, hai să nu folosim cuvinte atât de grele. Și eu sunt poate uneori prea ușor, mă inflamez așa în temperamentul meu de armân belicos și folosesc cuvinte. Nu, de neînțelegere. Ok, dar neînțelegerea nu este o scuză pentru tupeu, pentru agresivitate, pentru bagiocorirea semenilor și a majorității cetățenilor acestei țări, care creștini ortodoxi fiind sau, în fine, creștini de alt cult, au respect față de faptul sacru și față de moaște. Mai e însă și o altă explicație. Aceasta este politică, ea ține de ideologia dominantă astăzi, zisă progresistă, pentru mine e regresistă, e o coborâre într-un soi de neopăgânism sau de ateism comunist, alegeți ce doriți. E o ideologie care are un aer puternic anticreștin și antireligios, nu doar anticlerical, lucru care, iarăși, pentru cine cunoaște istoria ideilor și a doctrinilor politice, este explicabil. E o doctrină care provine pe o filieră iacobină, luministă din Revoluția franceză și care a fost agravată ulterior de toate aceste curente neomarxiste. E o dublă negare istorică, în fine, două rădăcini istorice ale acestei negări a credinței. Trebuie combătut și acest fenomen, după părerea mea, fiindcă civilizația noastră europeană este creștină. În clipa în care noi subminăm creștinismul și încercăm să-l gonim din identitatea europeană, vom descoperi că ea rămâne foarte săracă și că noi înșine, ca întreagă civilizație, nu mai avem o prea mare rază. O civilizație care se despiritualizează, până la urmă se usucă și moare. Dacă noi dorim dispariția civilizației europene, foarte bine, atunci să continuăm să subminăm creștinismul și vom vedea cu ce ne alegem la sfârșitul acestei aventuri.
Cam asta e ce aș avea de spus, așa foarte rapid, luat pe nepregătite, ca să spun așa. Domnule Papahagi, dumneavoastră nu puteți fi luat pe nepregătite. Vă mulțumesc foarte mult pentru consistenta intervenție și în timp ce vă ascultam, cred că toți ne gândeam la cât de important ar fi să ne cultivăm acest elementar bun simț de a încerca să înțelegem înainte să ne grăbim să aruncăm cu piatra. Câte nu sunt de înțeles și câte nu sunt de folos în creștinism, demne de a fi asimilate înainte să te apuci să lansezi, sigur, critici care nu puteau să fie altfel, de vreme ce probabil singurul strat cultural al respectivelor persoane este unul pauper și eventual al romanelor SF. Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor, și vă aștept curând într-o nouă emisiune. Eu vă mulțumesc, pe curând. Domnule Baconschi, domnul Papahagi a făcut trimitere la ceva care mi-a adus aminte de o experiență a dumneavoastră, experiența dumneavoastră romană, ca să spun așa. Ați cunoscut Roma în calitatea demnă de amintit, aceea de ambasador al României la Vatican. Ați cunoscut și măruntaiele sfinte ale Romei, catacombele despre care vorbea domnul Papahagi, și experiența aceasta, prin întâlnirea, aș spune, de asemenea, providențială cu un alt mare reprezentant al gândirii oneste și al înțelegerii profunde a lucrurilor din creștinism, vrednicul de pomenire Horia Bernea, ați lăsat și o carte în urma acestei experiențe despre Roma creștină. Iată un lucru cu adevărat important. Introducerea mea prea lungă vrea să introducă, de fapt, întrebarea aceasta. Cât de important este să ne cunoaștem rădăcinile propriei tradiții? Și e vorba de creștinism aici, chiar dacă ești simplu gazetar, chiar dacă n-ai citit decât romane SF, totuși, un bun simț elementar te poate stârni să cauți ceva mai mult. Dumneavoastră veniți cu niște bijuterii, domnul Papahagi la fel, distinși invitați la fel, lucruri care sunt cumva niște nestemate ale gândirii creștine. Dar nu e nevoie să ajungem până acolo. E nevoie să cunoaștem alfabetul creștinismului ca să înțelegem că nu putem fi decât reverențioși când e vorba de creștinism. Așadar, cât de importantă este o bună cunoaștere a tradiției proprii? E extrem de importantă, firește, dar cum ajungem la ea? Eu văd în radicalismul progresismului contemporan de peste ocean sau reflectat în Europa o formă secularizată de penitență inspirată de puritanii care au fondat America. Până la urmă, oamenii ăștia nu vor comunism, au uitat referința creștină, se revoltă față de părinților, care de altfel au și dus-o mai bine după al doilea război mondial decât o duc ei astăzi, pentru că puterea de cumpărare și valoarea salariului mediu a înghețat în ultimele 3 decenii. Să uită la alții care au devenit super, hiper, obscen de bogați și pe fondul puritanismului fondator al Americii vor o pocăință colectivă față de niște greșeli făcute de europenii care au populat, mobilat, construit și pus pe hartă lumea aceasta nouă americană. O pocăință a celor care nu au avut de a face direct? De exemplu, pocăință pentru o instrumentalizare politico-imperială expansionistă a creștinismului. Poate unor doar sub pretextul evanghelizării. O penitență colectivă față de crima rasismului și așa mai departe. Deci niște lucruri care ne frământă pentru că creștinismul a sădit în noi simțul penitenței. Nevoia periodică de a renaște prin asumarea culpei, nu prin proiectarea ei asupra țapului ispășitor. Pentru că noi am depășit prin Iisus Hristos civilizația țapului ispășitor.
Da? Deci, dacă vrem să fim cu adevărat înțelegători ai fenomenului acesta, nici noi nu trebuie să ne grăbim să punem una, două etichete. E adevărat însă că anticlericalismul la care asistăm într-o parte a presei, deja are un vector politic și așa mai departe, în România, e un reflex întârziat al bătrânului și de mult răposatului anticlericalism de secolul XIX, din mai cu seamă din Republicana Franța, care vrea să înlocuiască clerul cu sacerdoții republicii, profesorimea, dăscălimea. Bun, deci a venit și la noi chestia asta, între războaie și până la instalarea comunismului, o Românie rurală, cu minte, săracă, care se chinuia să se dezvolte sub o monarhie luminată, nu avea genul ăsta de discurs, pentru că se și temea de expansiunea bolșevismului, care bătea la ușă și s-a și întâmplat. Dar noi cred că trebuie să ne asumăm și o anumită limită în reevanghelizarea societății românești. Nu trebuie să fie toți creștini. Clișeul că, domne, n-ai ioneștian deja, nu aș spune, bun român egal ortodox, nu! Ai creștini de alte confesiuni, ai agnostici, ai oameni cu alte sensibilități. Într-o democrație toți trebuie să ne ajustăm într-o conviețuire decentă, normală și fiecare poate să contribuie cumva la binele comun. Deci sunt niște noutăți aduse de democrație pe care și biserica trebuie să le internalizeze. Nu biserica abstractă ca instituție, nici Sfântul Sinod ca loc unde se guvernează corpul eclezial, ci toți, noi toți trebuie să pricepem că trebuie să revizităm niște percepții, un anume mod de a vedea creștinismul românesc, viitorul lui, și cred că de câte ori va suna adevărat ceva, sincer, implicat, cu autenticitatea pe care ți-o dă luciditatea, vom găsi și soluții. Nu sunt deloc imposibile și nu trebuie să declarăm că... Iar istoria României, istoria națiunii noastre, este atât de simbiotic legată de creștinism, încât n-avem altă memorie. Trebuie să recunoaștem acest lucru, dacă știm câte ceva despre trecutul românilor. Multă obscuritate, multă servitute, strivirea între roțile mai multor imperii și totuși miracolul unei populații care refuză să moară ca populație, se transformă într-o națiune modernă, într-un stat liber. Treaba asta e legată de biserică și aici, într-adevăr, mă doare și pe mine faptul că identificarea asta mecanică a bisericii, ceva revolut, e medievală, nu știu ce, șterge în același timp și tot ce a însemnat foarte zigzagatul, complicatul drum de ridicare din genunchi și din obscuritate și din absență istorică către o identitate, către o cultură modernă extraordinar de vitală. Toate astea s-au datorat faptului că și când nu aveam propriu-zis state puternice, biserica i-a luminat încet, încet pe români până la a le da o conștiință de sine și un destin statal. Deci e o treabă de abecedar patriotic să respecti biserica, dar nu trebuie să o faci doar pentru trecutul ei. E și o treabă de abecedar al democrației, pentru că o democrație autentică sau într-o democrație autentică, relația stat-biserică, mai precis stat-culte religioase, e o relație care ține de firesc, e o relație care ține de o fertilă, benefică colaborare și de avantaj reciproc. Într-o democrație autentică, statul nu tratează ca anexe cultele religioase, ele nu sunt anexe ale statului, nu sunt nici ostile statului, asta e foarte limpede, ar trebui să fie partenere și sunt, în grade diferite, partenere ale statului. Introduc această idee pentru că aș vrea să vă întreb cum apreciați că s-a consumat această relație stat-culte religioase în perioada de criză prin care trecem, dacă credeți că se poate face ceva în plus, eu o să vă spun ce cred eu că se poate face, pe scurt,
un dialog instituționalizat și o platformă de dialog instituționalizat profesională, așa cum există și în alte țări, cu un scop foarte precis, predictibilitatea. Avem nevoie toți să fim predictibili. Biserica are nevoie să poată comunica credincioșilor ei în limbajul ei, la care statul nu are acces, ce anume se va întâmpla. La fel, statul trebuie să fie predictibil. Cred că a fost multă neînțelegere în această privință. Cum vedeți dumneavoastră aceste lucruri, domnule profesor? Păi le văd nuanțat. În primul rând, eu văd marca politicului prezentă peste tot aici și nu a făcut bine, pentru că avem de a face cu o perioadă de criză, cu pandemia, și cuvântul prim aici trebuia să-l aibă specialiștii medici înainte de toate și ceilalți specialiști. Ei, deseori l-au avut politicienii și elementul acesta, după părerea mea, nu mă feresc să-l numesc toxic, a manipulat teribil. S-a politizat dincolo de respectul față de adevăr și mai ales dincolo de prețuirea vieții umane. S-a încercat a se stoarce capital politic și aceste manevre, să spunem, manipulatorii, le văd în continuare în spațiul mediatic românesc. Dintr-un alt punct de vedere, știu că Biserica Ortodoxă Română a făcut mult și foarte mult pentru oameni. Putem fiecare dintre noi să ne documentăm în privința aceasta. Sunt reviste, sunt publicații, sunt site-uri care se referă la acțiuni filantropice, caritabile, precise, ușor de calculat și de cuantificat. Însă, ce vreau să spun? Există în Biserica Ortodoxă Română, ca și în Biserica Sora, Biserica Catolică, există în cultele protestante și neoprotestante acțiuni demne de toată prețuirea noastră, ale preoților, ale voluntarilor, ale specialiștilor care lucrează în instituții și care nu sunt știute. Oamenii aceștia au făcut mult bine unor familii atinse de boala COVID-19 sau de bolile mai vechi de 30 de ani ale tranziției noastre și au preferat să rămână anonimi. Eu vă pot spune din zona Iașului cu nume, prenume, asociații, fundații și acțiuni ale lor, dar firesc este ei să iasă în spațiu public să le mediatizeze dacă doresc. Din câte știu, au o smerenie, au o decență creștine, sunt virtuții asumate și nu fac așa ceva. Prin urmare, înainte de a judeca, este firesc să ne documentăm. Eu nu cer, cum spunea foarte inspirat domnul Teodor Baconschi și dumneavoastră aminteați la un moment dat, eu nu cer ca toți să avem sensibilitate creștină și o prețuire exemplară față de biserică și creștinism, pentru că suntem educați diferit, pentru că avem profesii diferite, venim din medii sociale diferite, avem sensibilități nuanțate, unii sunt poate atei sau agnostici, dar cu toții avem anumite valori, respectăm anumite valori și principii. Nota bene, aceste valori și principii, în esența lor, sunt religioase, chiar dacă eu, de pildă, ca judecător, mi le asum sau ca medic într-un registru exclusiv laic, profan. Este altceva. Acea platformă de care vorbeați dumneavoastră este absolut necesară, pentru că biserica și cultele în România nu sunt doar entități fictive, să spunem realități instituționale, seci formale care nu se implică. Noi nici nu trăim într-un cadru al profundei secularizări, cum se întâmplă în Europa de Nord, cum se întâmplă în Europa vestică, nu? E altceva. Cercetările sociologice demonstrează totuși că avem o credință vie, autentică. Există modele, de ce vorbeați dumneavoastră, are relații stat-biserică, modelul separării totale sau modelul francez, care este, după părerea mea, inadecvat realității românești. Există modelul cooperării distincte din Germania, care mi se pare un model demn de luat în atenție pentru noi. Cooperare distinctă între stat și biserică. Sigur, va spune juristul, da, dar avem legi, avem laicitate, exact, în baza lor putem discuta și putem coopera. Nu avem modelul identificării totale, cum este Marea Britanie, și, într-un fel anume, nu cred că nici modelul Sinfoniei Bizantine poate fi asumat la modul de plin original în momentul de față. Nu. Cert este, și cu asta vreau să închei, atât să mai spun, că avem, apropo, și de
viața religioasă, de cultul sfinților, un specific al nostru românesc. Avem o formă de devoțiune populară care presupune și pelerinajul, pelerinajul interior, dar și pelerinajul social direct al sfinților. Avem acel creștinism cosmic foarte actual despre care a vorbit Mircea Iliade și într-un context actual al globalizării, al multiculturalismului, realități incontestabile, venim cu datele noastre proprii naționale, ca să marcăm o diferență, să facem, cum să fim prezenți cu demnitate, cu specificul nostru cultural și spiritual. Și cu certitudine există multe puncte comune de dialog, inclusiv, cum ați spus dumneavoastră, între partide politice, între instituțiile statului, între culte și, în mod special, vorbesc de Biserica Ortodoxă Română, care știe toată lumea, este majoritară. Cert este că într-o societate care aderă la forme și coduri de civilizație, este loc pentru toată lumea, e vorba de pluralism, pluralismul e o realitate, biserica îl acceptă sau în orice caz trebuie să-l înțeleagă, pentru că aceasta e lumea în care trăim noi astăzi. Din acest punct de vedere, domnule Răzvan Bucuroiu, ați putea poate să aduceți o tușă în plus legată de această temă a relației stat-biserică, sigur, cum ați apreciat-o dumneavoastră, dacă considerați că libertatea religioasă a fost oarecum amenințată, dacă nu chiar limitată uneori, sigur, într-un context în care toți am salutat necesitatea respectării unor reguli, unor măsuri, despre care ni s-a spus permanent că sunt foarte eficace dacă le respectăm. Cu alte cuvinte, avem nevoie de contexte în care să dovedim că le putem respecta și să probăm că sunt eficace. S-au întâmplat niște lucruri. Cum apreciați că s-au comportat creștinii din această perspectivă? Da, domnule Bănescu, s-a văzut cu ochiul liber faptul că pe durata acestei pandemii Biserica Ortodoxă, în mod evident, și celelalte culte creștine au fost un partener, a fost un partener real și loial al statului. Și biserica, după părerea mea, a făcut exact ceea ce trebuia să facă pentru poporul român. Să ajute cât poate, în plan material, în plan sufletesc, un popor aflat într-o criză reală. Faptul că s-au dislocat resurse foarte mari, sume mari de bani pentru aceste forme de ajutorare, pentru aceste forme de caritate, arată faptul că biserica știe exact să reacționeze punctual, ferm și clar în momentele de criză. Asta arată faptul că avem o biserică responsabilă care este cu adevărat atașată acestui popor. Este chiar poporul însuși, sub anumite aspecte. Faptul că acest parteneriat a funcționat, mie mi se pare un semn foarte bun și statul, cred că statul, autoritățile, atât cât au putut ele, cred că au înțeles natura acestui efort. Pe de cealaltă parte, au existat într-adevăr anumite bariere, anumite forme de limitare a ritualului, a cultului. Am suferit cu toți, dar totuși am înțeles și iată, se arată faptul că totuși creștinii sunt cetățeni loiali și responsabili ai țării acesteia. Exceptând câteva note stridente, mă rog, câteva forme de protest care au fost, sunt și ele necesare, dacă îmi permiteți, nu toți reacționăm la fel, fiecare are o combustie diferită în fața unor provocări. Deci cu aceste excepții, oamenii au înțeles exact ceea ce trebuiau să facă și care era natura acestor restricții. Pe de cealaltă parte, autoritățile cred că trebuiau să comunice mai mult. Cred că trebuiau să facă un efort de comunicare și de aplicare către aceste probleme, care sigur că da, sunt chestiuni sufletești. Nu sunt cuantificabile, dar ele sunt reale. Ele sunt foarte reale. Nu e vorba de mase, e vorba de persoane în carne și oase. Exact. Așa trebuie gândită exact. Relația cu societatea. Categorii largi, ci sunt oameni punctuali, suflete, care își caută o formă de alinare. Trebuie să fim atenți la aceste formule. Cert este că dialogul onest poate rezolva aproape orice. Onestitatea evident, e o valoare asta. Cardinală. Evident. Vă mulțumesc foarte mult, acum se alătură nouă și spun asta cu multă bucurie pentru că nu l-am auzit de foarte mult timp, Părintele Radu Preda de la München, așadar din diaspora românească din Germania. Vă salutăm cu mult drag, Părinte Radu, eu, domnul Teodor Baconschi, domnul profesor Gavriluță și domnul Răzvan Bucuroiu. Bun venit în emisiune!
Bun găsit și regăsit și salut pe toți prieteni în frunte cu dumneavoastră, domnule Bănescu. Vă mulțumesc foarte mult, toți vă urmărim de la distanță, întrucât, iată, distanța aceasta fizică aproape s-a consacrat ca un obstacol acum, dar am fost în același timp aproape, pentru că sunteți unul dintre cei care au scris în mod punctual, percutant, în legătură cu toate episoadele importante consumate în legătură cu biserica, în spațiul public din România. Într-unul dintre textele dumneavoastră ați inserat o idee care mi-a plăcut foarte mult, apropo de discernământul de care trebuie să dăm dovadă și pentru care ați pledat permanent, discernământul în criză. Spuneți că paradoxul credinței este acela de a rămâne, respectiv de a deveni rațional, ceea ce mi-a plăcut foarte mult, pentru că e limpede, doar împrietenirea rațiunii cu credința este soluția. Da, e bine, nu sunt autorul acestei idei, ci doar cel care o poartă și o readuce în actualitate, în condițiile în care, într-adevăr, cum spunea și bunul prieten Răzvan Bucuroiu, unii dintre frații noștri de credință au mai alunecat, ca să spun așa, au luat-o puțin razna și iarăși nu-i condamn, ci doar constat. De ce? Pentru că, cum bine s-a și contextualizat, în condițiile în care autoritățile laice au comunicat sibilinic, ca să mă exprim elegant, dacă nu chiar au comunicat pur și simplu prost sau chiar idiot. Pe de altă parte, în condițiile în care ai o presă, o mass media românească, cu câteva mici excepții, care a alimentat psihoza colectivă, în condițiile în care mai vin și tot felul de tâlcuitori ai semnelor vremii, care te bagă în sperieți, în boală sau chiar te fac să-ți dorești moartea a doua zi. Ei, într-un astfel de peisaj profund toxic pe toate planurile, este limpede că unii frații noștri au pur și simplu au avut momente de mare dezechilibru. Și nu trebuie să-i judecăm mai aspru decât trebuie să-i judecăm pe cei care au fost ei purtători de sminteală, nu doar pe ei că s-au lăsat mai mult sau mai puțin smintiți. Așadar, e limpede că, și asta într-un context global în care vocile care acuză o conspirație, care acuză ceva în spatele întregii povești ca fiind de natură, știu eu, dirijată și intenționată, s-au mulțit și ele. Deci una peste alta, discernământul, forma aceasta aparent paradoxal a unei credințe raționale și a unei rațiuni întemeiată, iată, religios, revine în prim plan, măcar și pentru simplu motiv că, într-adevăr, într-o perioadă de criză, de pandemie sau cum să o numim, primul lucru care cedează este serenitatea, este echilibrul. Adică oamenii intră în panică. Deci am văzut și eu cu ochii mei aici în Germania, care, să ținem cont, a avut o strategie de lockdown în primăvară foarte, foarte nuanțată. Bine, ar putea să spună unii din țară că își permite, pentru că un sistem sanitar precum cel din Germania nu au multe țări în lume, ca să nu spunem că este aproape unic în toată lumea, în condițiile în care Germania totuși nu este oarecare țară nordică, ci este totuși dita mai țara cu aproape 100 de milioane de locuitori. Deci e vorba de niște dimensiuni pe măsura teritoriului și a intensității, a densității populaționale. Așadar, chiar și în Germania, în condițiile în care s-a avut libertatea, a fost, mă rog, prezervată libertatea de a ieși din casă, de a face plimbări, de a merge cu bicicleta, de a face sport în aer liber, chiar și în condițiile în care, iată, oamenii au fost plătiți ca să se simtă bine, să facă, să-și recupereze, știu eu, anii de oboseală și de stres, chiar și în aceste condiții am văzut cu ochii mei cazuri de tulburare, de, știu eu, depresiile au luat o amploare mare, pentru că decuplați de la universul muncii nemijlocite, obligați să nu mai se rupă fizic de mediul lor de viață, de zi cu zi, de acasă, pentru a-și lua timpul și
în același timp pentru a trăi în spațiul muncii, mulți au avut șocuri. Adică au stat mai mult cu nevestele bărbații, de pildă, ceea ce pentru unii s-a transformat într-o amarnică pedeapsă. Au redescoperit cu cine de fapt și-au imaginat până în momentul respectiv că vor să-și trăiască viața. Un al doilea șoc a fost cunoașterea mai în detaliu a progeniturilor, a propriilor copii, cu toanele lor, cu istericalele lor, cu formele lor de refuz, de autisme, inclusiv tehnologice, cu ochii băgați doar în laptop sau doar în telefoane. Plus faptul că n-au mai avut acces pe stadioane, că în cluburile de fitness, în berăria din colț, că nu s-au mai putut vedea cu prietenii cu care se vedeau regulat, cum neamțul știe foarte bine, să se distreze la ore fixe, la ștamtișul pe care îl avea fiecare în fiecare joi după masă sau vineri seara. Deci toate aceste îngrădiri, plus starea de spaimă, nu? Că s-au mulțit infecțiile, că au murit nu știu câți, că nu știu cum. Deci toate acestea au dus la un grav dezechilibru. Deci dacă, inclusiv într-o țară, repet, care a gestionat, după părerea mea, mă rog, concretă, că aici trăiesc, a gestionat mult mai bine situația, dar minte în România, unde sistemul de sănătate era în colaps înainte de a interveni criza, în care, iată, cum se spunea foarte bine, autoritățile au gestionat prost. Da, e limpede că ultimul reper care mai poate funcționa este cel al unei credințe raționale și a unei rațiuni încredințate că Dumnezeu într-adevăr nu și abandonează creația sa. Părinte Radu, mulțumindu-vă foarte mult, mai am o întrebare pentru dumneavoastră în numele celor de acasă. S-au închis în toate aceste luni, s-au închis vreodată bisericile în Germania? Se preconizează o asemenea măsură în noul context? Asta cu închiderea bisericilor, vreau să vă spun foarte direct un lucru foarte concret, adică nu fabulez, evident, și nici nu interpretez, ci doar relatez. Nici în Austria și nici în Germania, guvernele federale sau ale landurilor nu au prevăzut închiderea bisericilor, în special a celor catolice și evanghelice. În schimb, aceste două mari biserici au avut ele de la sine inițiativa de a se auto-închide. În ideea de a veni, vezi, Doamne, cu propria contribuție la diminuarea răspândirii virusului mortal. Nu o să pot uita prea repede acea caricatură foarte elocventă în care Marx, Hitler și Lenin stau în fața unei biserici și se uită la prelații, la preoții care bag scândurile pe din afară pe ușa bisericii și pe care scrie corona. Și la care Lenin ridică degetul mare și spune good job. Adică ceea ce n-au reușit Marx, Hitler și Lenin, au reușit frica autorităților eclesiale de a nu fi acuzate că sunt partea problemei. Așa, bun. Deci, din punctul de vedere, nimeni n-a închis, obiectiv vorbind, bisericile. Partea ortodoxă, din păcate, a fost, ca zic, cea mai fraieră, pentru că în loc să negociem, măcar în perioada postului Crăciunului, accesul credincioșilor individual la spovedanie, în loc să încercăm să salvăm și noi pe contul nostru cât ar se mai putea salva, n-am făcut-o. Adică am avut un conformism care pe mine, sigur, ca preot și ca profesor de teologie și ca om al cetății, mi-a lăsat un gust amar. Plus improvizațiile noastre, cum să-și ființească fiecare Paștile acasă, cum să-și facă propriul program liturgic, în fine, plus transmisiile bezmetice pe Facebook ale tuturor preoților care se pricep, nu se pricep la tehnică, care știu ce înseamnă un unghi mort, care au sau nu au habar de efectul caricaturizant al unei transmisii neprofesioniste în spațiu public, în fine, una peste alta. Ceea ce s-a întâmplat a fost și o lecție din care sper că învățăm. Pentru moment, deocamdată, cel puțin în Bavaria, sunt trei instituții care vor închide ultimele. În primul rând, industria. Deci, și în primăvară, am mers mai departe
cât s-a putut industria și mai cu seamă șantierele de construcții. Eu n-am auzit de niciun șantier de construcții închis. Colateral cu asta, în toată perioada lockdown-ului, nu au fost sistate transporturile în comun. Un al doilea domeniu care se anunță acum ca fiind ultimul unde statul va fi dispus să închidă sunt școlile și grădinițele. Pentru că e limpede că acolo se joacă miza, pentru că nu poți să ai părinți care să producă pruzolare economică dacă ei sunt transformați în educatorii sau supraveghetorii propriilor copii. Și a treia categorie, spațiile de cult. Pentru că s-a văzut foarte clar că și în spațiul catolic, și în cel evanghelic, dar și în cel ortodox, bisericile de bine de rău sunt proprietarele celor mai mari spații cu putință. Adică noi chiar putem practica distanțarea socială. Chiar și noi, care suntem o biserică nu foarte mare, nu ne comparăm cu catedralele din centrul orașului, dar tot încercăm. Sigur, mai de silă, mai de milă, bruscând poate anumite sensibilități, le aducem aminte oamenilor să țină distanța. Deci, una peste alta, deocamdată, o închidere a spațiilor de cult în pachetul de care vorbeam, nu intră în discuții. Slavă Domnului! Vă mulțumim foarte mult, Părinte Radu, vă salutăm de aici și vă dorim un post al Crăciunului liniștit și presărat cu bucurii duhovnicești. La fel și vouă și vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și cu dor. Mulțumim, mulțumim foarte mult. Pe curând. Așadar, în Germania, sigur, lucrurile nu pot sta ca în România. Ce ne așteaptă? Mai avem, cred, doar 10 minute la dispoziție din acest dialog. Aș vrea să le dedicăm unei estimări pe care am putea o face legată de raportarea autorităților la biserică în perioada următoare. Sunt foarte mulți creștini care se tem să nu se repete episodul prepascal și pascal, anume al închiderii bisericilor. Se vorbește de acest lockdown care, sigur, ar afecta inclusiv biserica. Ce argumente am putea oferi cu maximă sinceritate, cu realism, gândindu-ne la gravitatea pandemiei, nimeni nu glumește cu asta, cât de grav ar trebui să fie ca să închidem din nou bisericile. Cred că aici dialogul va trebui să fie neapărat inițiat, pentru că, doar atât mai spun, bisericile prin natura lor sunt totuși spații ale decenței, oamenii nu vin oricum la biserică, te duci altfel într-o biserică decât într-un supermarket, decât într-un club, decât într-un mijloc de transport. În biserică totuși domină o atmosferă a rezervei, a decenței, a discreției. Nu cred că se mai pune problema marilor înghesuieli din biserică în contextul în care ne aflăm. Așadar, o restricționare a accesului credincioșilor de Crăciun în biserică ar fi un mult prea mult. Domnule Baconschi, ce sfat ați putea avea pentru cei care vor trebui să ia decizii în perioada următoare, decizii rezonabile, realiste, care în același timp să menajeze sensibilități și lucruri adânci din fiecare dintre noi? Sigur că e responsabilitatea autorităților publice, centrale și locale, aceea de a adopta prin consultare cu experții medicali deciziile care să ne ferească cât mai bine de extinderea acestei epidemii sau acestei pandemii. Deci, nu, noi ne dorim biserici deschise, noi ne dorim ca frumusețea nașterii lui Hristos să lumineze ca întotdeauna toate casele românilor. Va trebui însă ca statul, prin organele sale, să-și asume această responsabilitate, pentru că el vorbește despre sănătatea trupească. Bineînțeles că vedem că virusul se transmite mai rapid, dar are un impact mai puțin virulent asupra celor contaminați. Vedem că a apărut la orizont un vaccin sau mai multe care sunt într-o fază avansată de testare.
Deci, oricum ar fi, trebuie să ne comportăm responsabil, să nu dăm apă la moară celor care, în mod cu totul nejustificat, au prezentat biserica ca pe un loc cu predilecție expus la riscuri epidemiologice, ceea ce și pe creștini, nu s-a dovedit ca agenți patogeni. Nicăieri, da. Să nu ne mai jucăm atât de ușor cu cuvintele, nici mari, nici mici, nici urâte, pentru că ele au consecințe și provoacă înstrăinări și rupturi. Statul trebuie să aibă diplomație, trebuie să fie sensibil și la partea nevăzută a cetățenilor, partea lor, dimensiunea lor sufletească, la nevoile lor de a se liniști, de a se reculege după tot acest an mai mult decât atipic, un an în care testul de stres colectiv și individual a fost uriaș. Deci mă aștept la moderație, dialog, mai mult decât s-a făcut cu prilejul acestor pelerinaje. Pregătirea pe o platformă de dialog instituționalizat a condițiilor în care creștinii vor putea sărbători Crăciunul mi se pare o treabă de bun simț. Vă mulțumesc. La care chiar sper că se va recurge. Vă mulțumesc mult. Un minut pentru fiecare dintre dumneavoastră. Un mesaj către autoritățile de stat, dar și către autoritățile bisericești din partea laicatului ortodox. Vocea mea, înainte de toate, se îndreaptă sau aș dori să ajungă la urechile autorităților publice, centrale și locale. Ceea ce ar fi în completare de spus, pentru că sunt de acord întru totul cu mesajul colegului Teodor Baconschi, ar fi plusul de credibilitate. De multe ori, administrația centrală și locală nu este credibilă în ochii noștri. Și atunci, în clipa în care eu aud un mesaj public, pot să descifrez agenda ascunsă din spatele a ceea ce spune omul respectiv. De regulă, o agendă politică, ca să fiu mai clar. Insist mult pe toxicitatea pe care agenda politică ascunsă o aduce în momentul de față în spațiul public. Soluția care ar fi? Soluția ar fi invitarea specialiștilor care au reală credibilitate. Domnule Bănescu, în clipa în care eu mă uit seara, între ora 9:30, 10 până la 11, pe anumite canale de televiziune, caut de fiecare dată nu atât subiectul, cât omul care este prezent în platou, invitatul. Dacă este un medic credibil, dacă este un preot la care țin foarte mult și pe care respect, dacă este un sociolog, un psiholog, un istoric, un specialist, un intelectual pe care îl cunoaștem și respectăm, atunci ascult. Dacă nu, pot face un exercițiu de hermeneutică, repet, a toxicității politice ascunse în discursurile lor. Mai mult decât atât, sfatul meu merge și către acei medici în fața cărora mă înclin întotdeauna pentru profesionalismul lor, dar care n-au reușit să mă convingă prin eleganța mesajului și prin profesionalismul comunicării. Dom'le, nu știu să vorbească, vorbesc prost, au un discurs apocaliptic și mă obligă pe mine nu să ajung în universul teoriilor conspirației, dar să încerc să înțeleg ce se află camuflat în spatele unui mesaj realmente apocaliptic, pe care medicul X din localitatea cu tare îl transmite în spațiu public sau altul. Pot să dau exemple concrete. Dintr-un alt punct de vedere, ar trebui luate, și cu asta închei, în atenție exemplele de bună practică din Europa, din Statele Unite și de oriunde din lumea aceasta. Au reușit cei din Noua Zeelandă să controleze mai bine, au reușit cei din Australia, cei din Germania. Cum au procedat? Să luăm aceste exemple, dar ele să nu ne fie aduse neapărat de politicieni în atenție. Mă refer aici la doza suspect de mică de credibilitate pe care unii dintre ei o au, ci să fie aduse în atenție de către specialiști. Ei bine, interiorizând toate acestea, eu sunt convins că vom trece cu bine peste această criză, iar spațiul sacru prin excelență, cum bine ați spus și dumneavoastră și domnul Maconschi și domnul Bucurescu, Răzvan Bucurescu, e un spațiu care te obligă la disciplină, la respect, la discernământ. Dovadă, cele două mari pelerinaje de la Iași și de la București.
rata infectării pe zonele respective nu a fost mai mare decât în alte locuri din țară. Evident. E un subiect care merită detaliat. Așadar, un plus de credibilitate de care avem toți nevoie. Domnule Bucuroiu? Eu cred așa că toate aceste obstrucții, restricții care s-au pus credincioșilor pentru a accede către spațiul sacru al bisericii nu fac decât să ne antreneze nervul duhovnicesc, nu nervii, nervul. Sunt convins că oamenii pot găsi formule interioare extrem de inteligente și viabile în așa fel încât să treacă peste această absență, această interdicție. Dar stau și mă gândesc că dacă cei din închisori, care au stat unii întemnițați în temniță neagră atâția ani și ani de zile, puteau găsi resursele interioare, duhovnicești, pentru a fi cumva părtași, sincron, bineînțeles, și de la distanță, marilor evenimente, era vorba despre Crăciun, despre Sfintele Paști, în acel univers concentrațional, mă gândesc că și noi, totuși, liber fiind, putem găsi aceste resurse în așa fel încât să nu păgubim cu nimic în ceea ce privește starea noastră. Așadar, nu în totalitarism nici... fiind, sperăm să găsim aceste soluții. În mod sigur, asta, domnule Bănescu, da. În mod sigur și în mod evident. Da. Vă mulțumesc foarte mult tuturor. Regret că timpul, deși părea lung, a fost la limită. Mulțumesc foarte mult fiecăruia în parte și dumneavoastră, dragi telespectatori, vă mulțumesc pentru urmarea acestui dialog alături de noi și vă doresc, în numele invitaților mei, să treceți cu bine prin perioada care urmează. Urmează și o perioadă de post, o perioadă în care putem să mai adăugăm un plus de credibilitate, un plus de credință, un plus de implicare jertfelnică în calitatea noastră de creștini pe drumul acesta al ieșirii din criza despre care vorbim. În mod firesc, dintr-o criză autentică, ieșim mai îmbogățiți. Așa să fie și de data aceasta. Vă mulțumesc!